Salutare și bun regăsit, prieteni dragi, abonați, neabonați. În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas încă de la început cu mine. V-au plăcut aceste filmulețe pe care le fac eu singur, mai departe în sălbăticie. Mulțumesc și celor care s-au abonat sau care se vor abona. Sper să nu te dezamăgesc pe nimeni. Îmi pare rău că din martie, uitați-vă și voi pe canalul meu să vedeți că în luna martie am avut o partidă de pescuit pe Nigmar Clinceni, unde am avut probleme cu piciorul. Deci după 3 ani de zile cu același picior am avut probleme. Asta spun pentru cei care nu cunosc situația. E, fraților, și de atunci am tras cu piciorul, cu genunchiul, cu glezna, cu talpa piciorului. A fost o bârligătură, nici nu vreau să vă zic, pentru că toate s-au ținut lans, s-au legat, se leagă genunchiul cu echilibru tipul mersului. Nu mai poți să mai mergi normal după o anumită perioadă de 3 luni în care nu pășești cu un picior anume, până îți refaci echilibru, până nu mai am nici 20 de ani să se refacă corpul așa cum trebuie. Dar iată că am luat-o de la capăt. Suntem ca o partidă de debut, mai light, să zic așa, din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru mine, așa, nu mi-am adus foarte mult bagaj, stau până mâine la 24 de ore. Pe balta albele, unde nu vreau să fiu tendențios, am și plantat până acum, am sonar, dar am văzut 5 drumuri, cred că 2-3 pești, deci densitate lasă de dorit. Și merg așa, pe acestea două merg pe Novac. Prima din stânga este montura de suprafață, nu se vede pluta de aici, ia să încercăm să o surprindem. Nu se vede, undeva pe acolo, mă rog, în fine. Aceasta de aici pentru Novac, montură de fund, nu mă ascund de nimeni, este montură pentru cine știe macucă sau la placă, unde poate să tragă și nu neapărat Novacul și crapul, și la acestea trei pe crap, pardon, pop-up de 6, căling mic de 10, da, de 10, iar astea alte două, o boabă naturală și una siliconică. Toate plantate cu un avomodelul meu. Este al doilea motiv pentru care fac și această partidă. Mi-am upgradat, să zic așa, în avomodelul, mi-am transformat bateriile, altfel de baterii, mai puternice, mai rezistente. I-am făcut test, merge totul ok. Și să zic că dacă este ok, mâine văd cum se prezintă piciorul cu genunchiul. Așa, nu vreau să mă mai plâng că nu sunt babă, dar credeți-mă că m-am săturat. Dacă e ok, de săptămâna viitoare o să o întind către Delta, fraților. Singur, în sălbăticie, cu Mișulica. El este Mișul care va fi casa mea. Mijlocul de transport, casa mea, unde vreau să văd, în primul și în primul rând, cam care-i treaba cu camparea. Știți că de anul ăsta s-a schimbat legea privind camparea, n-ai voie să campezi. Dar m-am gândit la fel și fel de soluții, cum poți să evită amenda să nu, de fapt, să nu încalc legea, mai bine zis. Așa? Din punct de vedere al ceea ce trebuie la 2 săptămâni, am de gând să stau, v-am zis, 2 săptămâni în Delta și să schimb vreo 5 locații. Unde am să caut să postez la 2 zile câte un clip, exact cum am făcut anul trecut la Dunăra Veche. Cum organizez, ce mănânc, cum mă bărbierez, deci tot ce înseamnă să supraviețuiești 2 săptămâni cât mai singur. Așa, i-am făcut test, deci nu mai am nevoie de energie electrică, nu mai sunt dependent de energie electrică. Acest panou solar are 120 de W și în spate, surprise, am o baterie de 155.000 mAh, merge pe 220, merge pe 5 V, încărcare ultra fast, USB-C, USB normal, aici merge pe 5V, am să vă arăt diseară, se conectează niște becuri care merg pe 5V și fac o lumină, un bec, eu mi-am cumpărat 5 becuri la 10W, dar face o lumină, eu m-am cumpărat, nu pe 5, 4, pardon. Deci nu am treabă cu energia electrică absolut deloc și dacă să spun că nu mă ține sau va fi înorat, are tata mie și o soluție aici. El din fabrică are un
invertor la 2,20 cu undă sinusoidală pură. Acesta este, care este excelent. Deci, pentru campat și cât mai mult dependent energetic, nu e niciun fel de problemă. Deci are 1500W undă sinusoidală pură. Pentru cine cunoaște acest lucru, am încercat și cu fierbător, am încercat și cu cuptorul cu microunde, 800W, merge. Nu e treabă, noi să fim sănătoși. Asta e, fraților, poți să ai de toate, dar dacă n-ai sănătate, nu... Of, da, nu mai zic nimic, nu mai vreau să-mi aduc aminte. O altă chestie cumpărată de pe EMAG, un clește cu de toate, șurubelniță absolut excelent. Nu se știe niciodată când ai nevoie de șurubelniță, de... Foarte multe piese are în el. Monturile de Novac. Prieteni, vorbă multă sărăcie, să trecem la treabă, să vedem dacă prindem ceva. Am uitat să vă zic, am avut o trăsătură la asta de aici, pe pop-up de 6 cu cârlig de 10. Știu că balta albele are foarte mult nămol și dacă balta, știți, are mult nămol, atunci pop-up-ul trebuie să stea sau porumbul acela siliconic sau porumbul trebuie să ridicați undeva la 7, chiar 10 cm. Da, să stea ridicat. Asta de aici eu am cu porumb normal și am impresia că o schimb, că nu o să am niciun fel de rezultat. Opa, văd că asta a scăzut. Ia uite, bă, n-am auzit-o. Bravo, Dinule! Ai pus-o pe lângă, da? Băia deștept. Da, cam asta e, prieteni. Continuăm. A ciumidit-o iarăși pe a doua, asta fiind cu pop-up-ul acela mic. Văd că prezență numai la pop-up, dar sunt fer convins că e caras. Deci fer convins că acei pești care am văzut pe sonar sunt, erau mici. Adică mici, medii, cât carasul, cât palma sau un pic mai mare. Hai, poate e. Dar curios că atunci când când a tras prima dată, l-am avut în călig. Și a scăpat. Nu știu, căligul e nou, e bun. Să mai uit un pic la montură, dar sunt sigur că n-are nimic. E ok, poate n-a fost înțepat bine. Corespunzător. La plută nimic, la Novac, nici la a doua, la macucă sau placă. Iar acestea, ultimile două din dreapta, v-am zis, la crap. Boabă băgată în țuică, unde sunt fer convins că nu s-a rezultat. Nu saltă cât trebuie, intră în amol și nu o scormoni crapul ca porcul, da? Trebuie să și vadă un pic. Era ultima din, adică prima din dreapta, este un silicon care ridică destul de mult. Acum vedem, le mai schimbăm, le dichisim, vedem noi. E timp. Profit de fiecare minuțel, credeți-mă. După atâta imobilizare, profit și eu de mama natură. V-am zis că îmi place natura la nebunie. Prietena mea natura, pe care eu o respect și cred că și ea mă respectă pe mine. Nu o împroșc cu noaie, nu o sufoc. Haideți, prieteni, să vedem pe el și pe mama lui. Am impresia că umblă ceva la pluta de Novac. Și dacă o vedeți și voi, e pe undeva pe acolo. Dar nu pare hotărât. Hai să-l bubuim pe căpățânus. Nu, ceva e. Haide.
Da, vă dați seama că trebuie să las telefonul, că n-am cum să și filmez. Haide, mă, hai. Până când nu ia decisiv, nu cred că mă înduplec eu să umblu la ea. Hai că acum e momentul, Ivă, că ai și la suprafață, cred că te, nu? Sunt cerculețe. Bine, nu numai tenda și alți pești. Vine și taxa, cred că. Închid, sper să deschid cu ceva capturi, să vă arăt și vouă. Continuăm. Da, a venit și băiatul cu taxa. A durat câteva minute, mai stăm de... Opa! Ăsta-i! Uite, bă, a scăpat, bă. Salutare, prieteni, suntem a doua zi de dimineață. După amiază și azi noapte n-am mai filmat nimic. A fost o prezență, dar așa, mai mult de moft, o trăsătură. M-am culcat și târziu. De fapt, chiar nu m-a luat somnul deloc pe la 4 dimineața. Am profitat, credeți-mă, de fiecare minuțel în parte aici, stând pe șezlong, noaptea. Și, cum să vă zic, a fost un relax deosebit pentru mine, dar abia pe la 4 m-am băgat și eu în pat, m-am trezit la ora 7, cred că era, 7, nu, 7 jumate. Și acum este 8, trebuie să-mi fac și un pic de cafea, m-am apucat să le schimb și, ce credeți voi, mi-a țăcănit mie de câteva ore aseară. A? De burtă. Deci nu l-a păpat, dar s-a învârtit pe lângă ac, pe lângă cârlig, pardon, până s-a înțepat singur. Nici aici nu scăpăm de ăștia, dar parcă mi-aduc aminte că anii trecut eu n-am prins somotei. Vor fi ajuns și pe aici, că pe unde n-ajung. Nenorociții ăștia, mie nu plac absolut deloc, am auzit că au carne foarte gustoasă, dar mie nu plac, nu știu, nu, nici cu felul cum arată. Și am mai înțeles că aici, în loc de crapă, au băgat somn. Acela Clarias, care seamănă cu ăsta, după, din punctul meu de vedere, este insuportabil, nu știu, și cum arată, și am auzit că e bun, dar rămân pe stil vechi, grav, caras, mamă, carasul mai mare decât palma e jale la saramură sau prăjit, mălai. Mergem mai departe, ne schimbăm și vedem ce urmează. Ce butelii, ce foc, mai avem și grija lor. Noroc că are Mișu 220, invertor. Direct de la sursă. În timp ce savuram cafeaua, a intrat acest ciortănică la un pop-up de 6, pop-up fumigen de 6, aromă de usturoi, pe care bineînțeles că îl vom elibera. Suntem pescari, nu sunt trei star, nu? Hai, vaia condiu stătuțul și ne vedem peste câțiva ani. Cu efectivul mărit sau poate pe bunicul tău în această zi. Hai, go! Ce cauți, mă, sub navă model, nebunule? Să ajutăm un pic. Nu prea stai bine cu direcția. Ia, trage timonul dreapta și go planet. Ăla. Da, n-am avut camera cu mine să filmez drill-ul. N-a fost așa, cine știe ce. A venit, a intrat și primul mustacios. Să nu fiu... Are, cred că undeva la 2 kg, zic eu. Da, până la urmă am spart târgul. Răbdare și perseverență, știți cum e, sunt cheile victoriei. Deci cam asta e.
L-am luat la un pop-up de ananase în butiric, de 6. Deci, vedeți, n-am mai dat la Novac, am mers pe astăzi, numai pe crap, la pop-up și văd rezultatele. Haideți să vedem în continuare. Este ora 13:30, acum aproape de final, a intrat și acest caras frumușel, să zic, Carasus auratus. Nu e ciortanii caras, tot așa la pop-up fumigenă cu aromă de usturoi de 6. Da, merge la tigaie, de ce nu? Alături de mustăciosul bărbosul. Cam bate vântul și, prieteni, la niciun minut de când am băgat carasul în juvelnic, a tras alt mustăcios. Cam frate cu acela, e un pic mai mic, cred că are 1,5 kg. Tot la același ananas embutiric de 6. Stai mă! Tot în tigaie ajungi. Cam așa, și dinul nu exagerează, cam 1,5 kg. E un pic mai micus ca celălalt, dar înțepat regulamentar. Mai scăpa cocoșul garic de aici, neam. Da. Nu mă așteptam. Asta e. A ținut și Dumnezeu cu mine într-un final, Dumnezeu pescarilor. Vedem ce mai facem. Încă o oră. Prieteni, am avut un rateau din auri. Nu știu, parcă aducea un buștean. Nu știu ce s-a fost, dar până la jumătatea bolții, dintr-o dată a scăpat, am așteptat să aduc montura la mal să văd, m-am gândit că a rupt căligul, nu, nimic, căligul intact, nu știu, n-a fost înțepat bine și eu cred că n-a fost înțepat bine și a fost un crap, dar cred că avea cel puțin 7 kg, dar îmi pare rău că nu mai port camera aceea GoPro pe mine, că am devenit mai puturos și eu am la mine, dar trebuia să mi-o atașez pe cap sau pe brâu, ca să vă arăt și vouă că nu sunt minciuni, eu nu mint. Sunt pescar, dar nu mint. Deci nu exagerez cu absolut nimic. Dar dacă vreți să mă credeți bine, dacă nu, nu. În fine, că mai rămăsese decât 3 lansete să le strâng. Mai stau vreo jumătate de oră cu astea două. Poate mai pică ceva. Ce vreau să vă zic, că de fapt ieri n-am avut rezultate, că știți cum e la plantat. Vii, plantezi și să nu te aștepți să prinzi pește în secunda 2 la plantat. Nu, nici de cum, niciun caz. Rezultatele se văd abia începând cu a doua zi, deci eu dacă mai rămâna până mâine, cred că mai ardeam, cred că vreo 10 bucăți, o puțin, deci eu garantez că a venit peștele povad, a reușit să-l ademenez povad. Ieri, după scanarea făcută, am fost tare dezamăgit, v-am zis, cu sonarul, deci câțiva pești, după 10 scanări în stânga, în dreapta, sus, jos, decât 4 pești. Ceea ce 4 sau 5, ceea ce puțin. Și erau și mici ca dimensiune. Da, eu v-am zis, am venit mai mult la o partidă de relaxare. Nici nu așteptam să prind, pentru că să vă spun de ce. Pentru cine nu știe, n-am mai postat de mult timp pentru că am avut un accident la picior. Pentru cine nu știe, mă repet, uitați-vă la penultimul videoclip la pescuit pe lacul Clinceni. Era în martie, era pontonul înghițat. Mi-a fugit piciorul drept, unde am mai avut probleme acum 3 ani de zile. M-am dezechilibrat și exact în piciorul care a devenit sensibil în urma problemei avute acum 3 ani, s-a întâmplat să am all inclusiv, edemul sus, lovitură de menisc gratuit, parcă, sau leziunele menisc gratuit și ruptură de ligamente cu cișa grad 2. Deci am avut totul la travă. Acum 3 ani de zile n-am avut decât edemul sus. Am mers în cârje mult, 4 luni. Deci am fost și la un moment dat intrase într-o stare depresivă. Recunosc. Așa că nu v-am putea să dați cu pietre sau să vorbiți, nu știu, să mă judecați, dar nu am putut, fraților, nu am putut. Iată că acum, să zic că a fost tot ok, am avut un pic de emoții, că mă, și vreau să mă și testez dacă rezist, pentru că
Vreau să plec și în Delta, fraților, 2 săptămâni. Cred că bate vântul, nu se aude, filmez cu telefonul. Puturoșenii. Vreau să plec 2 săptămâni în Delta Dunării, singur, cât mai adânc, cu mișulică, să mă aprofundez cât mai mult în Delta Dunării. Facă testul, e ok, am trecut cu bine, genunchiul nu s-a mai umflat, că după genunchi mi se umflase talpa, glezna, că toată o legătură, v-am mai zis. Slavă Domnului, sunt bine, e ok, mergem în forță, da? Power Dinu. Ce să vă mai zic, mai am două, mai fumez o țigară și mă apuc să le strâng. Am să vă arăt capturile, deci v-am zis că mă așteptam să nu prind nimic. Mai ales în contextul în care nu am venit cu nadă pregătită. Deci eu am folosit, am venit în mod special cu navă modelul, pentru că se și permite plantarea cu navă model. Să scap de nada veche, aveam nadă de 2 ani, 3 ani, unele dintre pungi chiar mucigăiseră înăuntru. Și dacă n-am aruncat, cred că mai am 2 sacuși, am avut 5, deci vă dați seama. Am avut 5 sacuși, deci astea sunt sacușele numai cu nadă. Nadă și atât, nadă. Dacă n-am plimbat peste tot, deci n-am venit chitit cu nu știu ce firmă, cu nu știu ce... Nu știu ce am băgat, am băgat până și boile survechi, nadă, de fel și fel de gust, de arome, pardon, de culori. Am făcut acolo un fel de nadă proprie, concepție proprie. Amestecătură la greu. Cam asta, deci nu mă așteptam să prind pește, am venit, v-am zis, să mă recrez, să beneficiez de fiecare minut și chiar aseară am beneficiat azi noapte de fiecare minut, credeți-mă. Mi-am spălat și eu creierii, într-un final m-am refăcut psihic, sunt pregătit să plec într-o nouă incursiune, vreau să fiți alături de mine. Nu o să vă dezamăgesc, promit solemn, o să fac filmări din Delta din 2 în 2 zile, pentru că o să schimb locațiile în aceste 2 săptămâni. O să băgăm la greu, fraților. Îmi place genul acesta de scapade în sălbăticie combinat cu pescuitul. Vă arăt și cum supraviețuiesc în condiții de sălbăticie, izolare totală. Așa că, ce să vă mai zic? Apropo, mi-am achiziționat această bluză termică de la Glaumar, pescar. Foarte mulțumit sunt, în urma recomandării unui abonat al meu. Îi mulțumesc pe această cale bune. Vedeam videoclipurile mele că mă tot plângeam, cred că nu știu ce se aude de... Mă tot plângeam că nu mai suport căldura. Vreau să vă zic că stau în soare de... Deci nici n-am avut umbrelă la mine. Această bluză termică își face treaba cu brio. E super Pfizer. E Bud Pfizer. Super Pfizer cu Bud Pfizer. Fraților, nu știu, mai stau o jumătate de oră, m-am pus să le strâng și au să mă arăt. Capturile. Am strâns lansetele, picheții, bag swingerii și cu senzorii. Mai am puțin. Apropo, fraților, am uitat să vă zic că v-am zis numai un avantaj cu bluza aceasta termică. Ce am observat eu încă de când am purtat-o, știți care e treaba, singurul inconvenient, am văzut că parcare magnet la viespi, probabil sunt atrase de această culoare, niște viespi destul de agresive, te cam buze până când scad, trebuie să alergi un pic, adică să alergi, să te pui în mișcare până scad de ele, așa că nu știu ce să zic, mare atenție și mai ales la Dunăre, unde sunt viespi cât degetul. Vă dați seama ce înseamnă să vă înțepe una din aceea. Cred că nu o să vă mai placă melodia Vule Vutu și Avec Moi. C'est ça. Prietenii, a sosit și momentul adevărului. Am zis că la final vă arăt. Oleu, să nu uită... Să nu uit pichetul ăsta. Trebuie să filmez și cu o mână. Ăsta spăl după aceea. Ia vino. Veniți, bă, băieți, bă. Aici, la tata. Că ține noi. Gata, luăm cu lopata. Jap. Iam. Încordați-vă, stăți-ne și ieșiți pe interval.
fraților. Asta e trecut de 2 kg. Asta de aici, care vrea să ajungă în apă, dar nu lasă în nicio formă. Asta vreun kilogram și ce? Un kilogram jumate, un kilogram 800. Și cara sus, contraba sus. Ia veniți, mă. Sper că nu primesc hate că îi tăvălesc pe jos. Fraților, mânca adres, îi duc la tigaie, așa că nu aruncați cu bățul înainte să gândiți, da? Sunt foarte mulțumit de albele, partida pe albele. V-am zis, n-am venit pregătit să prind pește saci. Chiar am avut, v-am zis, de aceea scăparea a fost unul mare. Deci 7-8 kg cel puțin, avea un crab, cred că era. Asta e. Ce să vă mai zic, ca întotdeauna Dinu vă aduce aminte să respectăm natura cu toți. Acesta este locul de pescuit. Vedeți vreo urmă de gunoi? Nu, eu zic că nu. Am și găsit ce-i dreptă curățenie. Stai mă, agăriciule mă. Am și găsit curățenie, de se poate, da? Se poate. Ce se întâmplă, că acum câțiva ani de zile nu existau aceste buturaie pentru gunoi. De când au început să le pună, bine, într-adevăr, s-au asigurat condiții, acum să fii dobitoc, frate, să dai la pește aici, să arunci tot pe jos. Deci înseamnă că îți lipsește o doamnă și nu mai o doamnă, vreo 10-20 și bunul simț și creșterea de acasă. Așa că, fraților, ca întotdeauna, Dinu vă salută toate cele bune, respect, stai că fuge peștele. A, și nu uitați că plec într-o expediție în Delta Dunării la pescuit, cât mai adânc în sălbăticie, cum îmi place mie, și am să vă iau cu mine.